Bă, Futangiră, te-ai făcut ieri de râs la meteo. Bași, mă, vierme. Hai să mergem iar. Bine, dacă tu zici. Stai să-l iau pe Biciclențiu. Biciclențiu! Biciclențul, carul meu! Și astfel, Eugen și Spectra din nou au plecat de asta cu Biciclențiu să facă din nou afaceri, să prezinte din nou vremea. De data asta, Spectra era hotărât să fută capre și să prezinte vremea așa cum se prezintă în mod normal, fără ca busul să se uite la această emisiune pizda măzii. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă serie de știri alături de Spectra. Bă, poponautule, este meteo, nu știi. Ce pizda, mă, despre întreab sau te fut în gură. Vă mă întrebăm pe acest program din nou! Și am revenit la emisiune în care Spectra, pe etapa asta, va prezenta vremea. Astăzi va fi rafale de peste 200 de kilometri pe oră, dar și ploi torențiale de fata. Dar nu m-ați întrebat, de unde este acest vânt? Ba însă bate din oceanul ventilatoarelor. Ventilatoarele au adus acest vânt de peste 200 de kilometri pe oră. Datorită acestor ventilatoare conduse de Klaus, noi vom suferi din cauza lor de anumite fenomene, cum ar fi tornade, energia va cădea și caprele ne va ataca. Însă există o soluție. Dacă vom bea cola, probabil se va remedia această problemă. Probabil. Cam atât a fost și astăzi cu vremea. Data viitoare ne vom găsi la noile știri Pro TV în locul Andreei Esca. Nu, no, cu